Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare. Lună, Venus ascendent în nord, însă, o etalare pentru martie, cu o mică întârziere. Dacă vreți să calculați 30 de zile, sunteți liberi să calculați 30 de zile. Dar eu vă zic că etalările variază. Mai mult de 30 de zile pot să fie și pe 2-3 luni de zile, chiar și mai mult. În fine, deci, pentru martie, mesaje de la Tarotela și de la îngerii mei care mă ghidează. În timp ce am amestecat aceste cărți, am observat șapte de, de cupe și moartea. Unii dintre voi încerca să puneți capăt unor iluzii, unor fantezii în legătură cu ceva, cineva, un proiect, chiar și un proiect, nu neapărat o persoană. Șapte de cupe și moartea. Deși amândouă reprezintă pentru unii marcaj în scorpion sau marcaj în semne de apă, marcaj poate al vostru, poate al, al altei persoane, Există o stare emoțională de confuzie, de visare, de uh, fantezie, probabil, pe care ați manifestat-o față de cineva și căreia vreți să-i vrei să puneți capăt. Uh, nu de alta, dar uh, cred că vreți să vă concentrați, iar a apărut trei uh, de monede să vă concentrați pe construcția voastră spirituală, în mod special că sunteți săgetători și până la urmă Jupiterul acesta se poate, se face simțit mai devreme sau mai târziu și nu doar spirituală cât și practică, financiară, vreți să creșteți pe mai multe planuri, interesant, pe mai multe planuri. Uh, și relațional, și prin uh, artă, și prin. Uh, și dacă nu e artă, prin ceea ce faceți voi, ce știți voi să faceți cel mai bine, să mânuiți cel mai bine, prin finanță și spi uh, spiritualitate, iar spiritualitate. La capătul setului de cărți, o oh, ce frumos, uh, văd posibil pentru. Uh, pentru unii posibil un alt semn de foc. De obicei, pentru mine, cavalerul de putere reprezintă berbecu sau. Uh, săgetătorul, dar văd și semnul leului, văd și semn de apă, dar nu nu despre asta e vorba de semne, e vorba de planete în aceste zodii, probabil că cineva are planete în semne de foc, leu, berbec săgetător, în semne de apă și apare o comunicare, dorința de a manifesta ceva, de a merge, de a călători și de a vântânii, Eventual, după, iau, după ce vă eliberează aceste fantezii, da? Vă eliberează niște fantezii sau niște iluzii sau niște opțiuni, prea multe opțiuni și alegeți. Vă zic de ce, că apare și doi de bâte. Alegeți ceva, voi sau cineva va alege pe voi să vină înspre voi, 8 de băte și să manifeste pasiune, optimism dragoste, emoții și să creșteți împreună. Din seria clarificatorilor, ce s-a arătat? Ce s-a arătat? Cavalerul de cupe, 2 de băte și în spatele acestui cavaler de cupe a apărut și 8 de, de spade. N nu m-aș fixa pe zodi, dar e, își dorește cineva o comunicare emoțională, are această obsesie, fixație de a comunica emoțional cu voi, cei care aveți marcaj în semn de foc, eventual poate să fie, cum am zis mai devreme, alt semn de foc, dar eu simt că vă reprezintă și pe voi, voi alegeți, da? parcă vă și întâlniți, da? alegeți să vă întâlniți cu acest personaj care vrea să-și pună inima pe tavă după ce până acum a fost, s-a străduit să se, eu știu ce, s-a gândit, s abținut, s-a stresat, iar e o chestiune, o fixație. Dar din cauza unei nemanifestări, da? a unei legări sau înodări de situație. Ei, cineva vrea să deznoade, să dezlege, să descălcească o stare mentală pe care o are și vrea să împărtășească niște, niște emoții. Că sunteți voi aici, că sunt ei, alt semn de foc sau cineva, neapărat semn, repet, poate să fie cu marcaj în semn de foc, da, se dorește planificarea, alegerea alegerea unei întâlniri, unei discuții, să manifestați nu doar emoții, nu doar pasiune, ci și chestiuni practice, că e totuși un glob. Iar o chestiune la distanță, se comunică la distanță sau cineva vine de la un drum și vrea să manifeste practic ceva cu voi. Ia uite, conflicte, da, conflicte în legătură cu acest nou început, da, un zero, un moment zero care creează uh, niște niște stresuri, stresuri. Sau lupte, lupte pentru a vă cuceri. Pentru a vă cuceri. Hai să vedem acum, ia să pun și cărțile acestea, că știți că așa fac eu, eu le împrăști prin setul de cărți și dacă vor să reapară, cu atât mai bine. Ia săgetător, am văzut și șase de cupe, iau de steau, steau au văzut și mai devreme, dorința de a vă vindeca, de a merge către destinul vostru, săgetător, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, martie 2021. Ah, yes, 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 sunteți chiar voi aici, varianta voastră superioară, evoluată, trezită. Trezită, da, trezită de îngerii voștri protectori. Arhanghelul Mihail, Lucrează pentru voi și pentru că apare temperanța, probabil că în trecut a fost și un diavol, că așa se întâmplă, dar Angelul Mihail se luptă cu diavolul. Știți poza pe care am pus-o pe Facebook, apropo de chestia asta, hoho. -ho! Și chiar a fost, iau te ceva, o să vă zic ce a fost. Central! în sufletul vostru, vă conectați, am zis, la lumină, la, la Jupiter, la Arhanghel, la Sfântul Duh, la ce vreți voi, mai frumos și mai înălțător, încercați să creșteți în vibrație, să vă curățați energetic de acele iluzii, fantezii, poate chiar chestiuni toxice, repet, unde temperanța apare și diavolul într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Preferăm mai, mai devreme ca, ca finalul să rămână acesta și să reprezinte vindecarea voastră. Vă vindecați, vă echilibrați emoțional și vă vindecați sufletelul pentru că este în centru vostru, în sufletul vostru. Hai, hai să vedem. Doi de bute. Iar am zis că planificați ceva. Pro, provocarea este să ieșiți în această stare. Totuși, temperanța înseamnă răbdare, da? Și să planificați, să începeți să, să manifestați, să treceți la acțiune. Doi de bute asta reprezintă, da? Acțiune alegere, viziune, viziune, că acum aveți o altfel de vibrație, altfel vedeți lucrurile, intrăm pe o altă vibrație. În trecut, soarele, acum cât o fi de îndepărtat acest trecut, iar variază, trecutul apropiat, patru de băte, u, regina de spade în viitorul îndepărtat, prezent, șapte de cupe despre care am vorbit, da? Interesant, a apărut. Okidoki. Sfatul. 8 de l Am văzut și pe acesta. Exterior. Regina de monede. De ce vă este teamă de judecată? Ce doriți să manifestați? Justiție. Oh, uh, 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 uh. Aole, aole. Dar eu simt că sunt chestiuni legale. Eu așa simt. O să vedem. Ce reușiți? Iau uite, 5 de spade. Da, interesant. Ia uite, ia uite ce se, ce se întâmplă acolo. Le lăsăm așa, las grupul acesta. La capătul setului de cărți aveți un mincinos. Pentru mine e mincinos, Cine o fi acest mincinos? Putem să fim și noi, da? Mincinoși. În ce sens? Când ne sabotăm, ne mințim pe noi că o să fie bine, da? Deci nu îi băgăm doar pe, pe ceilalți în, oada, în oala uh, celor care nu-și asumă responsabilitatea și noi uneori uh, ne mințim că o să fie bine, că dacă... 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 Și totuși, văd mai multe probleme. Legătură probabil pentru unii. Probabil, nu neapărat. Da. Legătură cu o dragoste. O dragoste, da, a fost dragoste. Au fost emoții asul de cupe și regina de cupe. Cu fi de apă, pești, trac, scorpion pentru unii foarte posibil. Și cavalerul de cupe, da? La locul de muncă, 8 de bute și 10 de cupe. Mai, mai, mai. Acest personaj uh, v-a adus multe emoții. Un personaj care aduce, v-a adus multe emoții. Ați sperat cu 10 de cupe, că va merge treaba, că veți lucra, relația, întâlnirea 8 de monede, ați sperat. Așa a sperat. Că veți merge, că vă, eți, vă veți întâlni, că veți oferi această cupă și vă veți vindeca unul pe celălalt. Uh, faptul că totuși. Este în spatele acestui 10 de bute și 4 de cupe și 7 de spade. Ceva în acest ideal uh, s-a potignit. Uh, uh, au apărut problemele, responsabilitățile, știți, visăm multe, dar când e vorba de realitate, iau te. Posibil să fie și mama pentru unii, dar împărăteasa. Deci un personaj foarte fain, nu zic nu, 10 de cupe împărăteasa, 8 de bute de, de monede. Ați vrut să lucrați cu acest personaj. Cofi, mama voastră, soția, mama copil, ori sau pur și simplu un personaj glamuros și frumos și special, totuși au apărut niște responsabilități și cred că aceste 10 bâte stau între această fericire, acest ideal și realitatea în care ați trăit sau care s-a manifestat între voi, semn de foc și acest semn. De apă sau cu marcaș puternic. Realitatea va doborâ și pe unul și pe celălalt. Și din cauza acestei realități, eventual acest semn de apă uh, s-a întristat, uh, ceva n-a mers. Uh, V-ați sabotat uh, sau a apărut altcineva care va a sabotat relația? Șapte de spade. Posibil să fie. Deocamdată n-am văzut a treia persoană, dar. Da, posibil. Posibil unul dintre voi, nu știu care, pentru că poate să varieze totuși. Unul dintre voi, când a văzut că sunt atâtea responsabilități, atâta de, de împins la acest ideal, s-a tristat și poate chiar a fugit. Poate a fugit și voi, v-ați întristat. Puteți să fiți chiar voi patru de cupe, dar nu, nu variază, repet, nu contează care e. Sunt niște stări emoționale depresie, dezamăgire, da? pentru că celălalt fuge. Pentru că, de ce fuge? Pentru că are foarte mult de muncă. Zece de, de bâte și aici mai devreme am văzut și 8 de monede. Trebuie să muncești pentru acest ideal ca să-l pui în practică, să-l materializezi. Și unii, când au văzut cât e de muncă, au fugit și au apărut dezamăgirile. Se vede clar, măi? Așa. undeva, undeva s-a întâmplat această situație. Da? Acum, vreți să vă vindecați, aveți răbdare cu voi, cu sufletul vostru, vreți să crește spiritual, dar și probabil că faceți acest lucru de ceva timp unii dintre voi, că e central, da? central. Dar provocarea repet este să alegeți. Și ar interesant este că tot alegerea aveți în prezent la 7 de cupe. șapte de cupe care are multe opțiuni, deci trebuie să alegeți ceva, dragii mei. Încerca să nu alegeți visarea cum ați făcut unii, pentru că Jupiter e uneori prea optimist și își creează speranțe, și când e vorba repede de realitate, apar dezamăgirile, blocajele. că totuși pentru unii este un semn de... Oh, ce tare am vorbit! E un semn de apă. Sau cineva cu marcaj, un semn de apă, o persoană emoțională la care visați sau care visează la voi. O să clarific, dar deocamdată citesc fără clarificator. Deci în prezent aveți această stare, șapte de cupe. Ce să aleg? Da? Amândouă vorbesc de alegeri. Eu zic să Cea mai bună alegere întotdeauna este construcția voastră, restul vin după. După voi. Nu alegeți în afara voastră pentru că cel mai prețios lucru pe această lume este sufletul vostru și interesant că apare temperanța cu o vibrație foarte înaltă exact în centru. Da? Cel mai important lucru este templul nostru, sufletul nostru și corpul nostru. Deci de noi trebuie să avem grijă ca să putem avea grijă de ceilalți. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, da? Și în momentul în care te alegi pe tine să crești, să investești în tine, nu într-un mod egoist, da? ci într-un mod înțelept, temperanța, uh, inspirat de îngeri, și alegerile vor fi inspirate, dar trebuie să faceți totuși niște alegeri. Trebuie să, trebuie să lăsați în urmă ceva, ceva ținut pe loc, ca să vă deschideți orizonturile viziunea într-o nouă direcție. A, ah, interesant, e un vânt. Ascultați vântul, vedeți de unde bate vântul ca să alegeți corect. De unde bate vântul și cum bate, dacă e vânt de iarnă, dacă e vânt de vară, da? În trecut aveți soarele, o să clarific, poate să fie cineva cu marcaj în, semn de, în semnul Leului, poate să fie o persoană strălucitoare, poate să fie chiar, pentru că aveți aici temperanța, interesant, mulțumesc, poate să fie trezirea voastră, pentru că se manifestă în prezent în această temperanță, trezirea voastră la o nouă viață, nouă direcție și așa mai departe. Pentru că vă doriți acum justiție și karmă. Sau, în fine, spălarea karmei. Gănuiesc spălarea aici da, eu o curățenie. Curățarea voastră de karmă. Pentru că vă este teamă să nu fiți judecați de îngeri. Interesant, e același înger și aici aici. Da. Vă este teamă să nu fiți judecați. Dar. Săgetătorii au tendința uneori să fie o leacă cam exagerați, că ăsta e Jupiter, mai și exagerează. Nu stați foarte mult în această teamă, ci manifestați într-adevăr lucrurile practice, manifestați echilibru în viața voastră. Și temperanța și justiția vorbesc despre echilibru în prezent și ceea ce vă doriți. Din tot ce aveți la în îndemână sau în fața voastră alegeți în conformitate cu principiile voastre și cu spiritualitatea voastră. De-aia zic totuși soarele simt că e undeva în trecut ca o trezire spirituală. În trecutul apropiat aveți, o să clarific, repet, patru de monede. Iar principii, principii, trezirea spirituală nu vine așa într-un mod haotic, nu? Vine tot conform unor legi, pentru că nu e spiritualitatea fără, fără lege, fără ordine, fără. Da? nu se poate manifesta. Jupiter este un învățător și învățătorul are și el regulile sale. Nu e ca Saturn, într-adevăr, e mult mai fain. Toți ne dorim pe Jupiter, dar e un profesor Jupiter, da? Și atunci această trezire. Și această, manifesta, uh, și această dreptate trebuie manifestată după niște principii. Trebuie să vă păstrați, în ultima vreme ați conștientizat în această stare de bucurie, de euforie, de trezire, de ce fi fost ea, văd că euforie zic pentru că aveți și șapte de cupe și a revenit. Uh, trebuie să vă păstrați stabilitatea financiară. Probabil pentru că e un patru, este niște chestiuni legate de casa patra a familiei, casă, casă, practică, niște chestiuni legate în, de eu știu, locul în care stați, tradițiile în care ați fost crescut, versus um, relațiile pe care le dezvoltați. Și e foarte interesant pentru că relațiile pe care le dezvoltați sunt aproape fanteziste, cum am zis, idealiste, tipic săgetătorilor, da? Și casa în care ați fost crescuți, unii dintre voi, este un pic mai rigidă. Este un pic mai rigidă. Și aici trebuie să vă găsiți voi temperanța, echilibru între fantezii și realitate. Interesant, da? Realitatea, ați fost crescuți unii să faceți lucruri practice, așa a fost crescuți de părinți și totuși ședința voastră de săgetător este să, să visați la multe opțiuni, să vedeți multe opțiuni, că asta e, înseamnă Jupiter expansiune, da? Printre foarte multe. Și atunci echilibru, temperanța și justiția se manifestă în acest echilibru între visare și Realitate, între vis și realitate, cum materializați ceea ce vă doriți. Și atunci alegeți, iar alegeți pământul, globul, steagul, da? Lucrurile reale, ce puteți să țineți în mână. Aici este, ce puteți să țineți în mână dintre toate aceste opțiuni. Uf, interesant, nu mă așteptam. Sfatul este repet, o să clarific. Sfatul este 8 de spade. 8 de spade, iar vă reprezint de spade. Nu vreau să zic spade, vreau să zic băte. Dar de ce e și spade? Probabil că ați fost la am dat stresați, da? Am văzut mai devreme 8 de spade. Sau poate cineva la drum este stresat cum să vină înspre voi. Rămâne de văzut, de clarificat, dar deocamdată asta nu e influență exterioară, este sfatul ce trebuie să faceți voi. Înseamnă că ați fost la un moment dat blocați în manifestarea voastră de spade. Acum sfatul este să vă deblocați eventual, dar repet, și din punct de vedere emoțional, să nu stați în această contemplare mai mult decât e cazul. Și vindecarea poate să meargă în paralel și cu lucrurile practice. Deci, sfatul este să călătoriți, interesant, să comunicați mai de ce stări am exact în. Ah, Doamne! Exact în uh, moale capului, da? Uf! a șaptea! Să vă conectați la spiritualitate, clar! Cam în, uh, toate săgețile astea tind către cer, nu? Și exact săgetătorul asta face: țintește către cer, țintiți către cer, tot mai sus. Uite uh, ce stări am exact în moale capului! Puf! O să clarificăm, să vedem, are legătură vreo călătorie, cineva vine înspre voi, dar, repet, nu influența exterioră, este ceea ce trebuie să faceți voi. A, interesant, vedeți și voi ce văd eu. Aici sunteți voi, cu piciorul în apă, da? Curățare, ați citit, ați ascultat luna plină, ascultați-o în continuare. Luna plină, prezentarea, o să o pun la sfârșitul înregistrării. Sunteți cu piciorul în apă, da? Și unul pe pământ, da? Exact, apă-pământ, exact, apă între emoții și realitate. Ideea este să ieșiți un pic din starea aceasta și să zburați. Să aveți o viziune mai înaltă, mai îndrăzneată decât acest nivel. Ha, ce drăguț! Și exact băte, aici este provocarea, da? Tot bătele. Alegeți! alegeți să mergeți în sus sau să călătoriți, să vă mișcați, pentru că să asta înseamnă săgetătorul, înseamnă mișcare. Exterior aveți această regină de monede. Posibil să fie mama voastră, acasă, soția voastră pentru unii. Da? Sau cineva cu o energie feminină, poate să fie și bărbat, repet, o să clarific. Asta pentru că aveți în trecutul apropiat patru de monede. Cineva de o valoare specială. Ei există într adevăr. Are o valoare specială acest personaj, vă influențează într un fel sau altul. Co fi un Capricorn, cofi fi Taur, co fi Fecioară iar, poate să fie sau să nu fie. Ar putea să fie cineva doritor să cumpere sau să facă comerț cu voi și din acest motiv apare moneda ca și influență exterioară, da? Opțiunile în prezent, niștre. da, vreți să cumpărați ceva sau să vindeți sau, și, bine, să negociați ceva, doi, da, negociați ceva. Și justiția, iar, am zis și uh, regina de spade, acte, chestiuni care țin de legalități, de contracte, de hârtii semnate, da? Și pentru chestia asta aveți de discutat, de studiat, de manifestat și de ales între cei care oferă lucruri practice, moneda, da, patru de bâte, lucruri care vă aduc victorie, vă creează stabilitate pe termen lung și vă aduc bucurie în prezent, da, trebuie să alegeți, sau cei care v-ar putea manipula, nu zic musai că aici este un manipulator, dar când aveți de alegi, parcă totuși 4 de bute, 6 de bute și astfel de, de monede arată mai bine, mai bine. Dacă e vorba de a alege între aceste opțiuni, înțelegeți voi, da? Pentru unii, posibil, să apară un semn de aer probabil, pentru unii, cu marcaj în balanță, dar nu obligatoriu, poate să fie orice alt semn de aer sau orice alt semn, orice alt semn, cu care ați avut niște conflicte verbale, poate chiar mentale, și să se dorească o împăcare, să se dorească manifestarea a ceva nou, a unui echilibru, a unei justiții. Da? Din cauză că la un moment dat cineva a fugit. Uite de ce e cam neclară imaginea. Așa, vedeți? Pentru că cineva a fugit. Și atunci va trebui să alegeți. Alegeți acest personaj sau alegeți pe altcineva care vă oferă stabilitate, victorie și bucurii. Haideți să și clarificăm. Că am vorbit destul de mult. Ia uite, patru de monede. Da? Iar patru de monede și asul de cupe după o tăcere. Cineva încă ține, ține la voi. A încercat să înțeleagă niște lucruri. Justiția, asul de spade și eremitul. După, a fost o tăcere între voi și cineva. Și acest personaj, probabil acesta care a fugit, a fugit tocmai ca să înțeleagă ceva. Și acum, odată găsită lumina, se dorește exprimarea unor emoții, și a faptului că se dorește stabilitate. Da. Hai să vedem. Clarificăm, te rog frumos. Șapte de cupe în prezent. Șapte de cupe. Șapte de cupe. Pentru săgetător. Soarele nu vine să de Nu vine să săgetător. Șapte. Opt, sunt multe. Avem o carte, maxim 27 de... Uf! A, ah, echilibru, frumos! Ce drăguț! Ce drăguț! Deci central! Calmați-vă, echilibrați-vă, luați maxim două din câte aveți, din toate opțiunile alea, alegeți două și apoi le echilibrați. Vedeți cum le echilibrați. Aveți răbdare și vindecați. Vindecați. Ha. Ia uite, remitul, tăcere. După patru decupe care a apărut mai devreme. Da, am zis că unor ne mințim noi prin aceste iluzii pe care le, ni le creăm, creăm noi niște scenarii. Mai se vede clar. Impresia că e un pic cam în ceață. A, se vede? Unor chiar noi ne păcălim și nu trebuie să acuzăm pații când eu știu ce ne-au făcut sau... Uh, au. Dar chiar noi ne păcălim. Eu recunosc că am tendința, am și planete în Săgetător și în, uh, și în Pești și mai multe, și în Scorpion și în Gemeni, nu mai contează. Dar am tendința asta uneori să-mi să creez iluzii, să văd look, oamenii mai buni decât sunt sau să-mi închipui scenarii mult mai pozitive decât ar putea să se manifeste în realitate. Da? Și atunci nu asta fac, mă autosabotez? Da. Echilibru, echilibru și în prezent și central. Ok, frumos. Um, clarificăm central echilibru acesta. Ar fi, cum ne-a să apară șapte de cupe. <laughs> clarificăm echilibru central pentru cercetători. Ce acest echilibru? Echilibrați-vă inima, la nivelul cea a patra, nu? Echilibre. Adică, ia uite, faetonul și male preot. În primul rând, male preot reprezintă contracte, contracte spirituale. Uh, uh, uh. trebuie să vă vindecați ca să vă puteți atrage destinul. Știți că faetonul merge către stea pe care am și văzut-o la un moment dat. Dar și aici este provocarea. Deci aici este provocarea. O să vedeți sfatul este să călătoriți și central a fost clarificat de faetonul care reprezintă călătorie. Poate o chestiune legată de mașină pentru unii. Vreți să semnați un contract referitor la o mașină. Da? Pentru alții, în momentul în care vă vindecați sau după o perioadă de vindecare, repet, luați aceste decizii și mergeți către către creșterea voastră spirituală, către un personaj cu autoritate. Poate chiar unii dintre voi puteți deveni personaje cu autoritate într-un viitor, că faetonul merge către viitor, către stea, da? Temperanța faetonului și... Pentru unii posibil să fie cineva cu marcaj în semnul racului sau al taurului, probabil, da? Sau cum marcaj în semnul racului care are o familie în spate, ori un rac cu o familie în spate, pentru unii, nu no obligatoriu, sau care este susținător de familie, într-un fel sau altul. Iar sunteți voi și acest personaj, atunci trebuie să vă temperați, să vă echilibrați, cupele să fie uh, inima voastră și inima acestui personaj, în fine, inima, vorbim așa, uh, vibrațional, da? sufletul vostru și sufletul acestui personaj. Și atunci trebuie să vă echilibrați din niște motive. Aveți ceva de discutat. Ia uite, ia, interesant, nu se poate, nu se poate. Interesant la maxim. Deci judecata care e în poziția fricilor, justiția care e aici și e regina de spade. Se dorește comunicarea, renașterea a ceva sau clarificarea. Să judecați corect, să judecați corect, da? Justițiar, niște fapte și să le discutați. Patru de monede. Eremitul. A fost o tăcere între voi și cineva și totuși în această tăcere personajul acesta a ținut la voi. Și ea s-a la 4 de cupe și doi de cupe, da? A ținut la voi. Chiar dacă voi ați fost supărați, poate, acest personaj simte că sunteți special unul pentru celălalt și totuși tăcerea a fost necesară. De ce a fost necesară acest? Clarifică remitul. Ce a vrut să înțeleagă? Clarifică remitul, te rog frumos. Clarifică remitul. U, sunt multe. A, da. Cineva a trebuit să aleagă. În această tăcere a trebuit să înțeleagă și probabil că a luat mult timp să înțeleagă ceva, adevărul. Și cât timp a trebuit acest personaj să aleagă că sunteți voi, că e altcineva, celălalt a simțit 4 de cupe, cinci de cupe regrete, poate chiar și ei, nu doar voi, A trebuit să înțeleagă. Asta Iar cineva cu planete în balanță, doi de spade întotdeauna e cu planete în balanță. Și cum poți să alegi victoria, adevărul, dacă nu căutându în, în întuneric, nu? Chiar dacă în această perioadă s-au scurs lacrimi, multe, un de lacrimi, Pentru unii, probabil că cineva a trebuit să aleagă între un semn de pământ și un semn de apă sau de aer. Aer, apă și aici pământ, pământ. Variază, vedeți și voi. Însă, în această tăcere, a trebuit cineva, repet, să aleagă între lacrim și adevăr și totuși. Și totuși. de aia vi s-a părut că personajul acesta este încăpățânat, că nu se deschide. A fost o imagine și în spatele acestei imagini, acest personaj a încercat să înțeleagă niște lucruri și niște stări. Doi de băte. care e provocarea? Doi de băte, clarifică-mi, iau-te, spânzuratul. Doi de băte, spânzuratul. Trebuie să alegeți iar iluminarea. Mai dăm o carte. Clarificăm spânzurată. Ia uite. Da? Trebuie să alegeți iluminarea și se pare că s-a produs totuși iluminarea cu acest soare în trecut și cu temperanța de două ori și în prezent și central. Și trebuie să alegeți între a sta pe loc cât puteți să stați, pentru că și spânzurată e casa a 12 a peștilor marcată de Jupiter, da? Jupiter varianta nocturnă, nu diurnă. Da? Cea în care vă vindecați prin somn și primiți inspirație, prin rugăciuni și somn și așa mai departe. Vin îngerii și vă vizitează în alte dimensiuni, da? în alte stări. Alfa. Dar aici este Aici este. Ok, v-ați vindecat, vă vindecați, vindecarea se face în continuu. Am zis și la lună plină, tot timpul trebuie făcute liberările. Tot timpul trebuie să, să fim în legătură cu divinitatea, că nu degeaba am avut stările astea la nivelul cea a șaptea. Însă, trebuie să alege să puneți în realitate și acesta ține în mână ceva și acesta. Iar nu, iar nu se vede clar, da? Și unul și altul ține în mână realitatea aceasta 3D, totuși trăim pe pământ. Și trebuie să punem în practică ceva, această nouă viziune pe care, nouă viziune pe care am avut-o în această perioadă. Da? Și noua viziune se manifestă da, tot prin faeton. Și faetonul are în spate totuși un ghidaș spiritual, temperanța, marele preot. Trebuie să mergeți înainte, către destinul vostru, către steaua voastră. Că se manifestă călătorind. Destinul manifestăm, asta înseamnă Jupiter, casa noua călătorilor. Călătorind în viață, experimentând. Nu musai peste hotare, nu ai la distanță, dar în mișcare. Acum, pentru cine o fi, iar variază. Poate că unii dintre voi aveți de ales sau semnul de foc trebuie să aleagă între niște lucruri neclare și lucrurile reale. reale. Poate că voi ca semn de foc trebuie să alegeți între semn de pământ și semn de apă, mai mult sau mai puțin, dar nu vreau să vă complic. Mie mi se pare mult mai vandabilă prima variantă. În spate rămâne totuși, că aici este farmecul această uh, carte, aveți experiența, băta, experiența rămâne. Chiar dacă voi mergeți într-o nouă direcție. Rămâne în memoria voastră, chiar dacă voi vă mișcați. Și trebuie să studiați o nouă direcție. Iar ce stare am acum. Clarifica soarele în trecut. Uh. Nu vă supărați, dar soarele ăsta așa frumos cum a fost sau cum este, că e în continuare, îi simțiți, știți că... Lumina face o călătorie de an-lumină, da? A fost frumos ceva, a fost o mare bucurie la un moment dat și totuși a apărut niște confuzii emoționale. Pentru că după această bucurie, mă mir că n-a mi apărut turnul, după această bucurie au apărut niște probleme financiare din partea cuiva sau probleme de relație. Ești din cauza acestor probleme, confuzii, a trebuit să puneți capăt unei situații. Pe de -o parte. Și atunci, punând capăt, acest soare poate să reprezinte soarele din depărtare de aici, da? soarele, după transfer... Da, așa, cum aș fi zis mai devreme, e o trezire spirituală. Că a fi fost o poveste frumoasă care uh, a intrat într-o stare de confuzie sau de probleme financiare da, și ați considerat-o ratată cu această moarte, ați considerat că fericirea asta cu persoana respectivă nu se va manifesta nici când, da? E posibil pentru unii. Da, a fost momentul de tăcere, de alegeri, de lacrimi, de regrete, da? Că cinci de cupe, asta înseamnă cineva care plânge după o moarte, moartea unei relații, da? Au fost frici. Multe. Dar, cum am zis mai devreme, după această poveste a apărut și trezirea, soarele ăsta, după ce s-a pus capăt relației sau problemelor sau confuziilor, a apărut și trezirea spirituală, transformarea voastră și trezirea spirituală. Din acest motiv aveți acum temperanța de două ori, vindecarea, pentru că voi v-ați trezit, v-ați transformat, dar în continuare trebuie să vindecați lucruri din trecut. Noi chiar dacă ne-am născut în această viață, încă avem de, de vindecat și carme, apropo, din vieța anterioare. În fine, e complicat, nu? Ia uite, pentru un într-adevăr, într-adevăr, au fost și dragoste și pasiune și atracție și totuși cineva n-a cineva putut să aleagă. Da? N-a putut să aleagă și din acest motiv n-a putut pentru că, da, doi de monede, a avut niște confuzii și a pus relația asta pe... Pe cârje, și decât să meargă așa trasă de târșită, mai bine ar trebui să puneți capăt aceste relații. Și soarele asta înseamnă pentru unii trezire. Sper că înțelegeți. 8 de 8 de bâte. Clarificăm 8 de bâte. Am încercat să fac etalele mai clare, că tot am întârziat un pic. O te pute regele de cupe, ce frumos, frumos, frumos. Mergeți către dragoste față de voi, da, vă echilibrați emoțiile și începe să manifestați echilibru, echilibru emoțional. Iar probabil că totuși e un semn, cineva cu marcaj puternic în semn de ap. Marcaj, nu e obligatoriu să fie semn, dar marcaj. Un personaj matur de vreo 40 și ceva de ani sau chiar dacă nu e de 40 se poartă foarte matur. Ideea este că ori mergeți voi către acest personaj, ori acest personaj poate să vină că văd faetonul pentru unii cineva cu marcaj în semnul racului. Am văzut și moartea scorpion, am văzut și pești. Așa, dar zic de marcaje, da? de casa a patra, a 12, a opta, a opta, apropo de opt de băte da? Pentru cei care știți un pic astrologie. Însă, sfatul referitor doar la voi este să mergeți către dragoste față de voi, către echilibru emoțional, că știm că săgetătorii sunt foarte expansivi și foarte expresivi și majoritatea, dacă nu sunteți, aveți o problemă. Aveți alte planete în semne de pământ, da? Stați deasupra acestui ocean de emoții. 8 de bâte. Da? Eliberați-vă de... A trebuit să vă eliberați. Iau te șase de spade. Să plecați. Plecați, mergeți către echilibru. Regele și regina de bâte, da? Merge și apare și un as de, uh, de bâte. Vreau să zic de monede. Uh, apare și un as de monede undeva mai încolo, mai, încolo, mai spre primăvară. Um, Lăsați în urmă apele tulburi, problemele, trădările, responsabilitățile, 10, 2 de 10, 2 de 10, da? Lăsați în urmă. Și are călătorie faetonul, da? Apare iar sub formă de călătorie, 8 de spade, iar călătorie. E o călătorie simbolică, ritualică, energetică, mentală, cum vreți voi, către stabilitate, Clarificăm, te rog frumos, regina de monede în exterior, influență exterioară pentru săgetător, regina de monede. ce în această regină de monede? Personaj, Oh, uh, uh, ce muete sunt, ia uite. 10 huh. de monede a fost clarificat de 10 de bute și valetul de spade și apoi steaua. Este... Poate că unii ați divorțat, și fosta soție sau fostul soț încă vă spionează. Încă speră, stea înseamnă speranță, speră la voi pentru că voi vă vindecați și speră, speră că puteți să vindecați eu știu ce. Așa simt pentru unii. Zic de fost pentru că ați văzut mai devreme 10 de spade și 10 de bâte. Asta trebuie să lăsați voi în urmă, da? Și asta e influența exterioară, 10 de bâte. 10 de bâte care uneori pentru mine reprezintă o relație de lungă durată obositoare în care v-ați consumat. Ce am zis, regina de monede poate să fie mama, poate să fie soția voastră, mama copiilor, da? Și acest personaj de care trebuie să vă separați unii dintre voi, să-și dorească să comunice sau poate vă spionează valetul de spade reprezintă și spionaj, dar cred că mai degrabă își să comunice că speră, iar variază. Ar fi primul mesaj de. Mm. Nu prea simt steaua ca făcând parte din acest grup de. pentru unii, a, interesant, acest personaj care dorește într-un fel sau altul comunicarea cu voi să fie o persoană publică și să fie căsătorită și să aibă o figură maternă care îi influențează, iar variază. Poate că încă nu sunt despărțiți, poate și chiar dacă nu, poate nu sunt căsătoriți, au o figură feminină care influențează. Și totuși acest personaj să-și dorească să comunicarea cu voi. Iar variază. Repet, acest personaj, totuși, să fie o figură publică cu multe responsabilități, poate chiar, chiar dacă nu e influență feminină, să aibă stabilitate. Dar pentru această stabilitate financiară, să aibă și multe responsabilități. Și din acest motiv, interesant, aha, acum fac legătura, din acest motiv, poate că au fost și tăcerile, au fost și momentul de alegeri, da? Uh -huh. Pentru că văd totuși această stea reprezintă distanțe, distanțe reprezintă și 8 de băte, da? Și am zis că vă doriți justiție, vreți să echilibrați ceva, apare regina de, de spade care ea reprezintă comunicarea în viitor îndepărtat. Posibil să fie același personaj, o să vedem. Ia uite, 10 de spade, 9 de băte, dezamăgiri, obsesii, blocaje în legătură cu această legătură pe care aveți voi și ei, da? Suflete perechi, tristeți. Probabil că a fost lockdown, a fost carantină, ce, ce mai putem acum descoperi în acest secol și în, aceste, în, acest an, da? Dezamăgiri din multe, multe motive. Pe care le-am văzut și aici în trecutul apropiat și aici în trecutul îndepărtat. Noroc este, noroc, foarte frumos, că a apărut acest soare în trecut, trezirea, transformarea voastră și este vizibil prin temperanța de două ori, faetonul decis să meargă către creștere spirituală, către spiritualitate ar le preot. De ce vă este teamă în judecata? Clarifică în judecata pentru săgetători. Judecata, nu? Nu, nu. Da, iar am văzut de. judecata. Uf, Ia uite împărăteasa. Unii vă, aveți o teamă că vă va judeca mama voastră, soția, mama copiilor, a voastră sau a lor. Iar dacă e valabil ce am zis în variantele anterioare. Unora vă este teamă că nu vă puteți, e teamă și da, lucrați foarte mult cu teama la acest echilibru. Vă este teamă că nu puteți renaște într-o vibrație înaltă de abundență, mai ales dacă ați avut probleme financiare. Iar nu se vede clar. Da? Este doar o teamă. Poate cu justiția și cu împărăteasa aveți pe cineva marcaj în balanță care vă este teamă că nu va manifesta darma, justiția și împărăteasa, și nu karma, justiția și judecata. Faceți diferența? Pentru că așa suntem noi oamenii. Ia uite, Regina de Monede, acestea, același personaj noi. E același personaj și în spate are, are soarele. E un personaj care iese în evidență. Da. Și atunci poate să fie teamă că nu vă puteți ridica voi la vibrația lor sau invers. Poate că voi sunteți deja într-o vibrație și ei, chiar dacă strălucesc, trebuie să se ridice spiritual, nu material. Înțelegeți că unii pot să crească spiritual mai mult decât alții și alții să crească material mai mult decât alții. Știți bine, da? Faceți diferența între mesaje și vedeți cum se potrivește cu viața voastră. Justiția, te rog frumos, clarifică în justiția în prezent ce vă doriți? Vă doriți justiție. Uite, să o luați de la zero. Să scăpați de această karmă, că doar asta faceți, vă curățați de zorg, Bravo, succes, dar treceți și la acțiune. Acțiune nebună, riscați. De fapt, nu riscați, nu, nu, nu. Vă faceți planuri și apoi mergeți deciși cu faetonul. Planuri. Planuri își faceți și valetul de monede, pentru că sunt monede sunt precauți, da? Ideea este să materializați ceva. Poate că o balanță vrea să vină înspre voi, iar posibil, până acum au fista și s-a gândit și a așteptat de la distanță. La voi, s-a gândit, v-a așteptat s-a temperat, da? Regina de bute, de, de puteți să fiți voi. Eu cred că a fost o distanță între voi și cineva. Între voi și cineva. Nebunul poate să fie, evident, și uh, pentru că sunt variante multiple, poate să fie și semnul berbecului. Că știm că berbecii da, cu capul înainte uneori. Dar trecând peste aceste semne, balanță, berbec, la, 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 câte mai sunt semnul peșilor și multe, multe semne. Ideea este că vă doriți echilibru și vă doriți să o luați de la zero, să vă ștergeți karma eventual, că asta face curățarea, ștergeți, da? Să ștergeți. Să scăpați această moarte prin trezire spirituală, moartea, moartea karmei, dacă aș putea să zic așa, da? Și să o luați de la zero, să manifestați o altă karmă, cum ar veni. Cât mai inocentă, cât mai curată, că zero e, e inocent, e. Da? Și pentru asta vă curățați de zori. Mai dăm o carte pentru nebun. Mai dăm o carte pentru acest nebun. Cine e acest nebun? ce cu acest nebun? Te rog frumos, clarificăm acest nebun pentru săgetători. Dragii mei săgetători, ce cu acest nebun? Iau uite. Măi, deci chiar iau te Regina de spade care apare aici. Se dorește iar comunicarea, am zis. Se dorește comunicarea eventual acest personaj și el s-a vindecat ca și voi. Și iar apare, ia uite, puterea, supărarea, patul de cupe, asul de cupe. E o dragoste nemanifestată din cauza unor transformări, 8, 8, Martea, transformări necesare. Clarificăm regina de spade din viitorul. Oh. Ia uite, îndrăgostiții, mai, mai. Nu zic musai că e gemen, dar am zis că poate să fie orice alt semn gemeni, balanță, vărsă, vărsător, că am văzut și balanțul. Dar vorba că mergeți către stabilitate. Ia uite, alegeți. Iar justiția și judecata, același format. Și regele de monede ca și contrapartea lui, a reginei de monede. Vreți să mergeți către relații stabile, relații, contracte, că poate să fie la locul de muncă contractele sau relații de familie, frate-soră, mamă-tată sau copil-mamă, da? Copil-tată. Sunt relații. Și repet, contracte la locul de muncă, vreți relații stabile. Vă gândiți, judecata, vă gândiți cum să manifestați, cum să vă detașați de acest trecut. Pentru că toți trecem prin transformări și toate zodiile în diferite formate arată această nevoie de transformare. În viitor, probabil că prin iunie, probabil că prin iunie, unii dintre voi începe să manifestați acest as de monede, pentru că am zis că este într-un viitor. În prezent a apărut ca și rezultatia 5 de spade. 5 de spade, clarificăm 5 de spade. Ia uite, 5 de spade. 10 de Ia ex, băi, deci nu se poate. S-a oprit tot la 5 de spade. Ia uite. A apărut diavolul de care am vorbit, a apărut. Am și manipulatorul și triunghiurile și toate formele geometrice. Da, cine își cineva își dorește foarte foarte mult să comunice. I-a zis, uh, valetul de spade, cavalerul de spade, e obsedat de această comunicare. Vrea să reconstruiască. S-a vindecat patru de spade, patru de de băte, dați în urmă, da, s-a vindecat și a pus în ordine uh, mintea uh, și a încercat să înțeleagă legătura asta dintre voi doi. Vrea să comunice. De ce a trebuit să așteptați? De ce au fost aceste așa zise conflicte mentale? Dorit, vrea să vă câștige. Însă, ce reuși să manifestați unii dintre voi? Cineva are conflicte acasă. Conflicte verbale, mentale acasă. Cu părinții, cu frații, cu mama, cu tata, cu sora, cu soțul, cu cine o fi. Pentru alții, aceste conflicte să aibă loc pentru, despre. O, să se manifeste sau să se. da, să se manifeste aceste conflicte verbale pentru o moștenire. Pentru o moștenire de am zis că aveți legalități și atunci îndrăgostiți înseamnă să alegeți între una și alta. Să o luați de la zero. Justiția știți bine că reprezintă zodia balanțe și nu vorbeze de zodie, reprezintă legăturile de lungă durată. Cu fi cu mama, repet, cu soția, cu cine o mai fi, variază dar clar vă doriți să-i solează de la zero, eventual să semnați un nou contract cu altcineva sau pur și simplu. Dacă nu aveți voi, pentru că, repet, variază, dacă nu aveți voi conflicte pentru o moștenire, discuții, nu neapărat conflicte, discuții, ce să semnați, cum să împărțiți, că împărțiți, alegeți, îndrăgostiți doi de spade, da? Personajul care vine înspre voi, că am văzut cavalerul de spade și valetul de spade, personajul care vine, iar regina de spade de două ori, mercur, iar, personajul care vine să exprime niște emoții, are niște probleme sau a avut niște probleme acasă, 10 de monede. Și zic așa pentru că, uitați, am zis, este o casă, o căsnicie, o relație cu cineva de care acest personaj încearcă să se ce poate să se elibereze și încă nu s-a eliberat, poate este divorțul lor, dacă nu al vostru. Dragii mei, vedeți, pentru că văd atâtea și fiind o etalare generală, văd multiple variante. de mi-este și foarte greu să dau titlurile. Pentru că dau multe variante, dar alegeți, dragii mei, întotdeauna, repet, să alegeți, să vă alegeți pe voi, pentru că în momentul în care vă alegeți să vă echilibrați, pentru că și în dragoste se echilibrează, echilibrează masculinul și femininul, în momentul în care voi comunicați în echilibru, în dragoste, în inspirație, vă atrageți și perechea divină. Vă atrageți și darma, nu karma. Acum rămâne de văzut să vedem ce e titlu. Rămâne de văzut să vedem. În fine. da, rămâne de văzut, Ela, ce titlu o să găsești. Pentru că frumos apare un, un pic mai încolo. După ce puneți capăt, 10, unor problemuțe. Repet, în niște relații, 10 de băte, 10 de spade, am văzut mai devreme, 10 de monede. Dar, dragii mei, cel mai frumos este că aveți echilibru de două ori, temperanța, echilibru, balanță, da? Justiție, îndrăgostiții. Toate, într-un fel sau altul, o semne duble. Și nu e vorba de dublu, e vorba de echilibru. Echilibru, echilibru. Da. Eu zic că în principiu e frumos. Chiar dacă probabil că așteptați cine știe ce mesaje, dar sper că le-ați primit, le primit totuși pe calea aceasta. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Numai bine! Papa! Pa.